Lucrurile soarelui au fost puse în circulație de CFR Călători, însă nu au adus și vreme de plajă la malul mării. De acum până în luna septembrie, 40 de trenuri vor circula zilnic spre mare. Chiar dacă a plouat, sute de turiști s-au încumetat și au urcat în primul tren care a deschis oficial sezonul estival. Soarele nu a ieșit, dar cu muzică și multă voie bună, aproape 400 de persoane s-au urcat în primul tren estival care a pornit din Gara de Nord cu destinația Constanța. 40 de trenuri vor pleca zilnic din București și din alte orașe spre mare. 40 de astfel de trenuri vor fi puse la dispoziție de CFR Călători din toate orașele din țară aproape, care vor merge spre mare de astăzi până luna septembrie. Însă mare atenție, trebuie să vă rezervați din timp biletele, pentru că vara aceasta CFR Călători va circula cu un deficit de 300 de vagoane. Uite, vezi ce stare frumoasă avem aici la trenul soarelui, pentru că a venit vara. Ne bucurăm din plin de petrecere! Un bilet de tren București-Constanța costă 60 de lei. Studenții se vor bucura de gratuitate pe toată durata vacanței. Ce faceți voi spre mare? La petrecere, la distracție. O să facem naveta de la Timișoara la mare. În unele vagoane spre mare, turiștii s-au îmbrăcat bine și tot au suferit, culmea, de frig. Mai bine merg cu avionul decât să stau în frig. Pe gratis. Șeful CFR Călători a circulat într-un vagon de protocol. În trenul spre mare recunoaște că nu sunt probleme doar cu deficitul de sute de vagoane, ci și cu locomotivele, și nu știe cum va face față cererii studenților. Locomotivele, la fel, sunt într-o situație delicată și cu locomotive. Și acolo... Aproape 20% sunt apte, da? Restul sunt cârpite. Anul trecut, în cele 3 luni de vară, în jur de 1 milion de pasageri au călătorit cu trenurile soarelui spre mare. Suntem fericiți că suntem într-o excursie. E super! Perfect! Am ajuns în sfârșit la mare cu trenul. Bună dispoziție avem. Am crezut că putem aduce și soarele, dar nu am reușit. Așa că noi ne întoarcem acasă cu primul tren, însă mai venim vara aceasta. Pentru Observator, Gina Vacariu și Costel Iordache.